Salutare dragi urmași! Bun venit pe canalul nostru! După ce ratingurile serialului Cazetele ce ca șerbeti au scăzut puțin săptămâna trecută, vor trece în prim plan noțiunea nervoasă a poveștii și efortul de a atrage mai multă atenție. În serial, presiunea personajului lui Doga, care a crescut într-un mediu familial laic, s-a căsătorit într-o familie conservatoare și este însărcinată, va ajunge la un punct care va înnebuni din nou publicul. Personajele lui Fatih și Doga s-au căsătorit, dar au o întâlnire similară cu dușmanii cu diferențele culturale. Se pare că scenariștii serialului, Doga și Fatih, vor avea mai greu să facă publicul să accepte cuplul din serial din cauza acestor scene. La început, Slatir Koglu și Dogukan Ginger păreau a fi un cuplu bun de seriale TV pentru public. Cu toate acestea, după ce povestea a început și diferențele culturale au devenit conflictul acestor două personaje, ochii publicului au început să părăsească Dogukan și Sila. Dându-și seama că lucrurile nu merg bine după ce serialul nu a reușit să obțină succesul dorit, producătorii au reacționat la actori pentru performanța lor slabă, iar Dogukan și Slatir Koglu au vorbit despre serial. Potrivit acuzațiilor, Slatir Koglu a părăsit platoul după ceartă. Se susține că frumoasa actriță se gândește să părăsească serialul. Deși autenticitatea știrilor este discutabilă, aceasta este o afirmație foarte serioasă. Pa!